celui care dintre voi e cel mai mare. Alții altfel poreclescul. Noi îi spunem de idee. Raza de stea, pe când lupeau o floare de tei, în rău, vezi, rândunelele se duc, se scutăt frunzele de nuc. Asistență numeroasă luni la Teiul lui Eminescu, locul unde poetul național a fost celebrat prin evocări, muzică și poezie. Tineri, oameni de cultură, oficialități, toți aceștia au ținut să aducă un omagiu celui mai cunoscut poet român, depunând coroane și gerbe de flori la bustul din fața Teiului. Un moment important, de la an la an aceste evenimente sunt din ce în ce mai frumoase. Mă bucur că astăzi la Iași participă un număr foarte mare de elevi, pentru că avem nevoie de participarea lor, în așa fel încât toate valorile pentru care atât Eminescu, dar și alți mari poeți ai țării noastre sau oameni de cultură din țara noastră au militat pentru aceste valori, elevii de astăzi se poată să ducă mai departe. Și așa cum foarte frumos spunea Mircea Eliade, că dacă societatea românească, dacă poporul român ar dispărea și ar rămâne o carte a marelui poet Mihai Eminescu, ar fi suficient ca cei care găsesc acea carte să știe totul despre poporul român. Da, o zi mare pentru România, o zi importantă pentru noi toți, indiferent dacă suntem în interiorul țării sau în afara granițelor ei. Am vorbit și cu o parte din diaspora de dimineață, mulți se bucură de această zi și se uită cu sufletul către noi și se bucură că suntem împreună prin Mihai Eminescu. Ne bucurăm și urăm tuturor celor care se ocupă de cultură să o facă în continuare, pentru că salvarea acestei națiuni vine prin educație și cultură. Manifestarea din Grădina Copou a inclus o depunere de coroane de flori la bustul poet. După acest moment, în interiorul Casei de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași, a avut loc o sesiune de recitări de poezie din opera poetului.